La data de 16 octombrie, Palatul Național din Chișinău a fost gazda concertului de caritate cu sloganul Alături de tine, Alexandru. În acea seară au urcat pe scenă majoritatea interpreților autohtoni, ce au venit cu mare drag pentru a-l susține pe Alexandru Bodean. Tânărul moldovean, care la ai săi 20 de ani, a suferit un atac cerebral în Statele Unite ale Americii și necesită un tratament foarte costisitor. Dacă cunoașteți istorioara acestui băiat, venim și noi cu un mare îndemn ca să contribuiți cu minimum posibil la suma necesară pentru reabilitarea lui Alexandru. Povestea tragică a lui Alexandru, tânărul moldovean care a suferit un atac cerebral în Statele Unite ale Americii, a adunat multă lume bună și frumoasă la chip și la suflet în incinta Palatului Național din Capitală. Mai mult de 20 de interpreți au urcat pe scenă pentru a-l susține pe tânărul țintuit la pat de o boală grea. Prezenți la eveniment, am surprins artiștii copleșiți profund de necazul lui Alexandru și i-am întrebat cum privesc ideea organizării unui asemenea concert de caritate. Fiecare act de caritate este unul binevenit, așa cum e și spectacolul din această seară. Noi deseori facem caritate și mai ales participăm la multe evenimente de acest gen. E o idee extraordinară și noi totdeauna trebuie să ajutăm cu ce putem pentru ca el să se pună pe picioare și noi la astfel de concerte totdeauna participăm cu sufletul deschis. Și ținem pumnii pentru Alexandru să se facă bine. E în cumpănă, am înțeles, și mama lui, de ce noi suntem pentru el, alături de el. De fapt, nu doar această idee, dar ideea de a ajuta unui om atunci când are nevoie și cu atât mai mult Alexandru, care știm destul de bine că e lipit la pat și are nevoie de parte de casă. Susținerea noastră foarte mult contează. Noi artiști de fiecare dată venim la astfel de concerte să susținem cu melodiile noastre frumoase, cu inima noastră și e foarte frumos atunci când se găsesc oameni, când sala este plină, când lumea vrea să ajute. Doamne ajută, eu sper și mă gândesc că toată lumea o să roage pentru Alexandru ca el să se însănătoșească și să revină acasă, alături de părinți, alături de toate rudele. Este o idee foarte frumoasă, este o idee foarte binevenită și mă bucur că se organizează pentru Alexandru un astfel de spectacol, un spectacol de caritate, ca noi artiștii să fim alături de el prin cântecele noastre, iar cei care procură bilete, ca acești bani să ajungă la Alexandru pentru că are nevoie de ei. Eu cred că cel mai important, că eu nu știu, cred eu că dacă noi putem să ajutăm, măcar cu ceva, vorbesc de mine personal, de colegii mei și de publicul care au venit și știu de pentru ce au venit ei. Și aici nu merge vorba de organizare, ca asta nu e un eveniment așa de un eveniment destul de... Eu totuși sper că tot trebuie să fie bine. Și dacă din partea noastră o să fie măcar un mic ajutor, eu deja sunt fericit. O idee foarte bună, deoarece orice persoană poate nimeri într-o situație grea din viață și cred că oamenii buni care se adună și la asemenea evenimente este un lucru benefic. Recuperarea tânărului se exprimă în sume colosale de bani care depășesc posibilitățile familiei. Însă rudele și prietenii i-au sărit în ajutor și au lansat o amplă campanie de colectare a banilor, o cale fiind și concertul de pe data de 16 octombrie. Unul dintre prietenii tânărului este și MC Guță, care a fost prezent la concert ca să-l susțină pe Alexandru. El are tare nevoie de ajutor tuturor, să-l ajutăm din momentul că dintr-o zi așa, unde nimeni nu s-aștepta că se întâmplă așa, avem nevoie noi să-l susținem, noi prietenii lui. Și când am văzut tot pe Facebook, pe site, tot asta, la mine inima a căzut și am zis numai decât trebuie să vin să-l susținem, să-l ajutăm, că tot ce se întâmplă la el e un pic, e foarte complicat, fiindcă dacă ați aflat și mama e bolnavă, mama a ajuns și la Atlanta și e bolnavă și trebuie să le ajutăm numai decât. Mersi!
Dar oare ce sentimente îi încearcă pe interpreți atunci când urcă pe scenă pentru o cauză nobilă? În primul rând, un sentiment de solidaritate împreună cu toată breasla artiștilor, pentru că putem împreună, în echipă, să facem un lucru bun. Putem să facem un lucru bun fiecare din noi. Adică toți cei care suntem astăzi aici și facem un gest de solidaritate și de caritate, inclusiv și cei care sunt în sală, pentru că prin biletul procurat de ei contribuie oarecum la rezolvarea, sperăm, acestui caz. Sentimentele sunt duble. Una este de bucurie că poți să ajuți, alta este de tristețe pentru că îți dai seama că este un om bolnav la care poți să reușești să-l ajuți sau poți să nu reușești. Echipa Busuioc TV transmite lui Alexandru însănătoșire grabnică și să revină cât de curând acasă alături de familie și cei dragi. Iar dacă dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți posibilitatea de a face un bine, nu ezitați să-l ajutați pe Alexandru. Tuturor telespectatorilor Busuioc TV, sănătate multă pentru că este cea mai scumpă și muzică frumoasă la TV, la Busuioc TV.